Lipsa banilor duce implicit la disensiuni între consilierii zălăoani. Asta s-a demonstrat și azi în cadrul unei ședințe de Consiliu Local în care Andrei Margin, consilier PDL, a fost împotriva unui proiect de hotărâre supus la vot în cadrul ședinței. Votul pentru acest proiect urma să stabilească cine și pentru câți ani va fi manager al Casei Municipale de Cultură. Disensiunile au apărut nu la adresa proiectului și a persoanei câștigătoare, ci a duratei pentru care aceasta ar urma să ocupe șefia instituției. Câteva observații. Am citit cu foarte mare atenție acest plan de management. Este un plan de management cultural. Și scopul meu era ăsta, era un management administrativ, în primul rând. Și am votat asta deoarece în planul financiar pe 2012-2017, din venitul proprii se păstrează același procent minimal de 3%. Deci niciun angajament că managementul respectiv este și unul care știe să facă și economie. Da? Asta e prima observație. N-am înțeles, în sensul ăsta, din întreg plan management, care este contribuția administrativă a managerului. Pentru că toate investițiile se fac din sursele noastre, de plază din sursele noastre, deci nu are decât, nu face decât un management cultural și un plan de activități. Și n-am mai înțeles încă un singur lucru. De ce acest contract, care se va încheia cu o persoană desemnată câștigătoare, se face pe 5 ani? Nici mandatul primarului pe 5 ani în Consiliul Local. De ce nu mergem pe un an cu suplimentare? Pe 2 ani? 5 ani? Mi se pare că promitem un loc de muncă foarte stabil cu salarizare și cu costul de consum local pentru un management care să asigură veniturile din surse proprii în procent de 3%.